Salutări! Revenim cu numărul nou al Titanicului, unde adăugăm ultima extensie intermediară. Numărul 10 este în spatele vasului. Și, desigur, începem prin numerotarea și demontarea acestor piese. Cum se vede, sunt notate deja și trebuie doar să le scoatem. Bun, acum că avem aceste piese, știți bine, ne-au rămas patru plăcuțe D, E și E, F din numerele anterioare. În primul rând, va trebui să luăm o piesă D, E, F-ul păstrăm deoparte, și va trebui să, o secundă să fac puțin loc, și va trebui să adăugăm această piesă în prelungirea vasului nostru, în zona asta, știți bine, pentru prelungire. Fixăm această piesă și continuăm cu secțiunile intermediare. Până la fixarea acestuia. O secundă să vedem dacă într-adevăr așa este. Da, avem piesele acestea mici, care trebuie să le adăugăm și noi în zona aceasta, ca să ranforsăm vaporul. Intră puțin mai greu, de aceea vom folosi puțin ciocanul. Dar nu cred că acesta va reprezenta o problemă pentru noi. A spune că e perfect. Pentru siguranță putem lua două piese micuțe, să le introducem în zona asta ca să, de fapt, îl lăsăm așa. Așteptăm să se usuce lipiciul pe partea aceasta și, desigur, pe urmă vom continua cu montarea piesei acesteia în prelungirea vaporului nostru și după aia, în numărul următor, vom adăuga coada. Revenim imediat. Am terminat cu partea laterală, am lipit piesa asta și în continuare va trebui să folosim tot o plăcuță de E și să adăugăm piesa aceasta a vaporului. Din nou, atenție că nu se poate adăuga în orice direcție, doar într-una singură, și anume în zona aceasta. Încă lipiciul e destul de moale, nu s-a uscat complet, așa că putem puțin să forțăm și să adăugăm și piesa asta. Haideți să vedem cum facem. Iar pe ultim pas va trebui să adăugăm piesa aceasta în zona aceasta. Așa că haideți să facem și asta. Iar acum tot ce a rămas să facem e să centralizăm piesele astea cât de cât și să lăsăm totul la uscat.
Ok. În mare parte este gata și vom continua cu numărul 10 în curând. De fapt, mai avem încă o piesă de pus. Revenim și cu piesa aceea. Știți bine că am vorbit că au mai rămas niște plăcuțe în plus. Și acestea sunt plăcuțele EF, care nici nu știu unde le-am pus. Le-am găsit. Trebuie să luăm o plăcuță EF în cazul de față și va trebui să lipim pe partea aceasta. Haideți să vedem. Deocamdată asta este perfect așa. Și adăugăm puțin lipici pe colțuri. Încerc să susțin piesa cât de mult posibil. Iar acum voi încerca cu o pensetă să șterg surplusul de lipici. Fac asta ca să pot adăuga mai târziu restul pieselor. Cam atât despre acest număr și vom trece curând la numărul 10.